Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și autor. Și acum te salut cu multă iubire din ziua 2, de fapt de la sfârșitul zilei 2 de curs de Master Coach, seria 4 online, astfel încât, cum să-ți creezi viața așa cum ți-o dorești. A fost esența serii și abia aștept să aud ce au acești oameni extraordinar de genial să ne împărtășească. Așadar, dragilor, cine începe? Ia să vedem, Carmen, și apoi Alina, și apoi Justinia. Microfonul, Carmen. Da, i-am dat drumul. Ok, acum se aude. Așa. Pe scurt, cum îți creezi viața pe care ți-o dorești? Visând și acționând în direcția visurilor tale pentru a le realiza. Și doar acționând poți să-ți împlinești visele. Altfel, rămân doar la stadiu de vise. Vă îmbrățișez cu inima, cu totul. Wow, felicitări, Carmen, mulțumesc și pentru rapiditate, super! Cine am zis? Alina și apoi Justinia, da? Bună. Alina? Bună seara. Cum să-mi creez viața pe care mi-o doresc, recunoscând că sunt extraordinară. Atât. Wow, felicitări, Alina, felicitări, Mulțumesc. mulțumesc! Justinia? Cum să-mi creez eu viața pe care mi-o doresc, tot fac lucrul ăsta de 2 ani de zile, iar rețeta minunată și super tare este NLP-ul pentru mine. Tehnicile de NLP sunt extraordinare, acompaniate de acțiune, bineînțeles. Vă iubesc. Felicitări, felicitări, ok, adică acompaniate de coaching. Ok, mulțumesc, super, Daniel. Bună seara tuturor! Eu aș începe prin a provoca pe cei care se uită la noi în a-și face o listă cu 10 calități ale lor. Pentru că toată viața voastră ați învățat și acum puteți să faceți o listă a ceea ce sunteți voi, cei mai buni în voi. Pe baza acestor 10 cărămizi, treceți la construcție. Și cum se spunea înainte, pe timpul lui Ceaușescu, învățați, învățați, învățați. Noi acum am trecut la partea a doua, se numește practicați, practicați, practicați. Succesul vine din practică, iar viața frumoasă din ceea ce facem noi, cu adevărat. Vă așteptăm în Academie, atmosferă frumoasă, se cresc, se făuresc oameni aici. Eu le mulțumesc colegilor și vă spun tuturor, vă iubesc, mulțumesc foarte mult, Loredana, din suflet. Ajungem master, suntem Ia. cu al doilea pas. Felicitări! Vă iubesc! Mulțumesc, Daniel! Felicitări! Super! Cine continuă? Super! Robert! Da. Scurt, nu? Da? 20 secunde. O întrebare. Tu care ne urmărești acum, ai un scop precis al vieții tale? Știi care e? Aștept răspunsul tău. Wow! Felicitări, felicitări, Robert! Wow, deja coach! Super, mulțumesc! Monica! Bună seara! Și, într-adevăr, cum să ai o viață împlinită, cum ziceam și la început, acolo unde pui energie iese materie, acționează și la finalul zilei să fii mulțumit și recunoscător pentru tot ceea ce ai făcut. Deci cât mai multă acțiune, și rezultatele vor apărea cu siguranță și viața va fi împlinită și satisfăcătoare și fericită chiar. Mulțumesc! Wow, felicitări, felicitări, Monica, mulțumesc, super, Florin și apoi Livia. punctul meu de vedere, trebuie să faci câteva lucruri. Unu, să conștientizezi că tu ești creatorul vieții tale și nu condiționările trecutului. Familia, biserica, părinții și alții. Doi, fă-ți o creație mentală despre cum te vezi tu peste 40, 50, 60 de ani, care destinația unde vrei să ajungi. Trei, scrie toate planurile care te duc spre destinația ta și patru, treci la treabă. Un succes! Ok, mulțumesc, Florin, super, super, mulțumesc, Livia Dora! Când am venit în Spania, nu mi-am făcut niciun plan, nu mai am aterizat aici, că vorbesc la aia de bine. Și am avut 20 de ani și m-am adaptat, însă acum îmi creez o viață cu totul diferit, așa cum mi-o doresc, prin faptul că
folosesc resursele pe care le am acum, implementez comportamente concrete mici, noi, încă de acum și pe traseu ca și farurile de la mașină. Mai văd 200 de metri în față, mai văd 200 de metri în față, te adaptez. Wow, felicitări, Liviadora, felicitări, mulțumesc, super! Ioana și apoi Bianca, Danciu. Da, bună seara! Vă mărturisesc că și mie îmi plac foarte mult tehnice de NLP. Sunt niște tehnici foarte profunde și eu am observat atât la mine cât și la clienții mei că da, au rezultate. Le spun celor care ne urmăresc, le spun să lucreze în continuu cu ei, să dacă au situații și probleme nerezolvate, să nu le amâne, să fie flexibil, să caute și dacă nu le funcționează tehnică, să caute alta, să fie deschis și flexibil. Dar să nu rămână, deci, cu situații nerezolvate, adică să le tragă cu ei așa toată viața. Deci să-și facă curățenia. Yeah. Să nu amâne curățenia. Îți mulțumesc, Loredana, și vă iubesc pe toți. O seară minunată. Felicitări, felicitări, Ioana, mulțumesc, super. Bianca, Italia. Conștientizarea zilei a fost una extraordinară și anume că furtuna, în sens atât fizic, efectiv, cât și metaforic, înțelează ca și provocări, obstacole și așa mai departe, se poate isca în viața fiecăruia dintre noi, în viața mea, în orice moment. Dar lucru extraordinar și asta este conștientizarea, că depinde de mine cum mă raportez la furtună. Dacă eu îi dau o emoție, furtuna probabil mă va lua cu ea sau mă va lua în vârtejul ei, dar depinde de mine dacă o las sau dacă doresc să intru în joc cu ei. Eu acum am lăsat-o să treacă și credeți-mă că nu e bucuria mai mare. Ea și-a făcut drumul ei, iar eu am mers înainte pe drumul meu. O seară minunată! Wow, felicitări, felicitări! Mulțumesc, Bianca, ce ți-e cu furtunile astea, da? Bună treabă! Gabriela, Italia! Bună seara! Cum să-ți creezi viața care ți-o dorești? Eu aș zice să vezi pozitivul din viața ta. Și dacă nu reușești nici așa, vine în academie, o să găsești un coach care o să te ajute. A fost o seară minunată pentru mine și vă mulțumesc, vă iubesc. Wow, felicitări, Gabriela! Super, mulțumim, Gabriela, ok. Cine continuă cu înțelepciunea serii? Bianca, Costea. Pentru că nouă coachilor ne plac întrebările. Întrebarea mea este, tu știi să-ți folosești mintea? Pentru că este cel mai tare instrument pe care îl ai ca să-ți creezi viața pe care o vrei și să-ți asumi rolul de creator al vieții tale. Wow! Atât. Wow! Felicitări, Bianca! Mulțumim, într-adevăr! Mintea, wow! Felicitări! Super! Cine continuă? Mai este cineva? Mariana? Și apoi Sanda. Mariana, nu te aud. Seara. Te auzim, da. Eu am intrat pentru prima dată într-un curs online și am văzut cât de puternic se lucrează. Nu mi-am imaginat că și la distanță se poate lucra și pot simți atât de puternic și atât de intens de lucru. Cum să-mi trăiesc viața, pur și simplu să-mi dau voie și să caut interiorul meu. Acolo este comoara și acolo am fost castelul meu pe care m-am lucrat seara asta la redecorarea
E minunat. Mulțumesc, Loredana, te iubesc și mulțumesc Universului că există. Cu multă iubire, Mariana, și eu te iubesc și mulțumesc Universului că existi, că uite așa putem să creștem împreună. Da, da. Super! Mulțumesc! Ok, Sanda! Sanda, ne auzi? Ah, cred că are ceva cu microfonul. Ok, până rezolvă Sanda microfonul, cine continuă? Mirona? Eu sunt foarte bucuroasă că pot să fac diferența dintr-un vis și un obiectiv. Poate să mă ajute în viitor foarte mult. Și vă mulțumesc. Mulțumesc pentru tot. Wow, felicitări, felicitări! Ok, Sanda! Sanda! Da, imediat. Eu vreau să spun un citat. Este un citat al unui anonim: omul din vârful muntelui nu a aterizat acolo. Și mai este un citat: dacă nu știi încotro te duci, s-ar putea să ajungi altundeva. Ia, corect. Ia, perfect, mulțumesc, Sanda, mulțumesc. Ok, mai este cineva? Dragilor, ne mai împărtășește cineva? Pot să vorbesc eu? Te rog, da, Angelica. Bună seara. Pentru mine, o viață nouă înseamnă, pentru o viață nouă e nevoie de o gândire nouă și de acțiuni noi. Wow! O seară plăcută! Mulțumim, felicitări, într-adevăr, într-adevăr, gândire nouă, fraților, că altfel cu cea veche știm unde ajungem, că am mai fost pe cărarea aia. Super, mai este cineva? Eu, care eu? Monica, frâșta mea! În sfârșit, Monica, ți-a venit microfonul! Ce tare! Bun, ai văzut? Înțeleg, ce te-a zis este că dacă vrei, poți. Două zile a luat, până la urmă a reușit. Adică, ce dovadă mai tare decât asta poți să ai? Felicitări pentru perseverență, uite și rezultatele. Exact, deci cheia succesului este perseverența. Ia. Și gândirea pozitivă. Da. Felicitări, Monica, mulțumim frumos, super, super, și bine că ți-am auzit vocea. În sfârșit, după două zile de încercări. Ia, felicitări, ok, mulțumim. Mai este cineva, dragilor? Lucia. Astăzi am înțeles că nu-i suficient să gândești pozitiv, ai nevoie și de emoția din spatele cuvintelor și de gândirea pozitivă. Și pentru asta am nevoie de mult antrenament. Vă mulțumesc, vă iubesc și abia aștept mâine seara. Vă mulțumesc! Wow, felicitări, așa este! Super, mulțumesc, Lucia! Super! Mai este cineva, dragilor? Camelia! Bună seara! Eu în seara asta am descoperit sau am redescoperit că viața se reconstruiește dinăuntru spre afară. Și astăzi am redecorat o cameră dinăuntrul meu. De fapt, două. Am să merg până la capăt, până am să redecorez tot. Felicitări! Care să se vadă în afară atunci. Mulțumesc! Wow! Felicitări, felicitări, așa este, bucățică cu bucățică, cameră cu cameră, superb, mulțumesc. Mai este cineva? Ok, înseamnă că am terminat, întorc camera, așadar, dragi oameni frumoși, observați că noi lucrăm aici cu spor, ne redecorăm din interior spre exterior, evident, pentru că de fapt schimbarea începe cu fiecare dintre noi, că bănuiesc că ai observat deja, că dacă aștept să se schimbe vecinul, soțul, soția, șeful, subalternul și eu mai știu guvernul și altceva, dar păi mai e de așteptat. Așa încât noi ne-am hotărât să nu mai așteptăm cai verzi pe pereți
și să începem cu schimbarea propriei persoane, astfel încât fiecare dintre noi să devină și să obțină ceea ce cu adevărat își dorește. Dacă și tu vrei acest lucru, te așteptăm alături de noi cu multă iubire de anul acesta, din campania din toamnă, să zicem așa, sesiunea din toamnă 2017 din octombrie la cursul de formare în coaching online sau noiembrie față în față sau tot din octombrie la cursul de vindecare emoțională prin tehnici NLP. Cu multă iubire găsești detalii pe academiadecoaching.ro sau 0752163163. Te îmbrățișez, te iubesc și îți doresc o seară superbă și ne revedem mâine cu multe, multe chestii noi. Pup, pa!